Actualmente, 7 militari moldoveni desfășoară mandate de observatori militari ONU în Coasta de Fildeș, Liberia și Sudanul de Sud. În cadrul forțelor internaționale SFOR, Bosnia și Herțegovina, ofițerii armate naționale au participat din decembrie 2002 până în martie 2004. Anual, doi ofițeri armate naționale au fost detașați pentru completarea funcțiilor în statul major al diviziei multinaționale Nord. Ultima rotație a fost efectuată în noiembrie 2004. În total, în această misiune au participat 8 ofițeri moldoveni. În operația umanitară post-conflict din Irak, în perioada 2003-2008, Republica Moldova a detașat 6 contingente, în total 109 militari din cadrul Armatei Naționale. Colonelul Ion Doțenco a fost și el în Irak. De ce totuși s-a hotărât să meargă în această țară, ne spune chiar dânsul. Am luat decizia să plec în Irak, luând în considerație că am mai avut experiența operațiunea din Bosnia. Totodată am fost în Liberia timp de un an de zile. Am avut mare dorință de a-mi încerca puterile ca militar. Am în vedere cunoștințele acumulate și experiența în operațiunea din Irak. Înainte de a pleca în misiune, de regulă se parcurge un curs introductiv. Din ce a constat acesta și de cine v-a fost oferit? Primul curs la care am trecut înainte de a pleca în misiunea din Irak a fost în Republica Moldova, în centrul de menținere a păcii Armatei Naționale, unde a fost obiect atât practice cât și teoretice. Când am plecat deja în Kuwait, a fost o pregătire desfășurată la un nivel foarte înalt de către persoanele din Statele Unite ale Americii, pe o bază performantă, într-adevăr, foarte asemănătoare cu ceea ce este în real în Irak. Am fost pregătiți tot contingentul timp de 2 săptămâni. În cadrul acestei misiuni, care a fost funcția de-a? Am lucrat în Centrul Operațional Național la prim-ministru al Irakului, ca ofițer de operație și legătură între forțele multinaționale și Centrul Operațional Național care este în Bagdad. Primul rând a fost cu ofițer de legătură, adică schimbul de informații între forțele care am fost însuși eu, adică în forțele multinaționale și cu ofițerii irachieni. Totodată am asistat și am ajutat ofițerilor irachieni la o metodă nouă și procedee noi, standardelor moderne de a se pregăti și de a monitoriza toate evenimentele care se efectuează în Irak. Am participat și la convoi cu persoanele din Statele Unite ale Americii, unde am fost foarte impresionat de profesionalismul, începând de la soldat și terminând până la ofițer. Și sigur că am fost foarte mulțumit de experiența care am acumulat la persoanele care nu pentru prima dată se află în Irak. De exemplu, ofițerii și soldații americani sunt persoane care a patra oară deja se află în Irak timp de un an jumătate. Cum s-a desfășurat colaborarea cu autoritățile locale? Am avut o colaborare foarte bună până în prezent. Corespondez cu multe persoane din Centrul Operațional Național, sare în vedere cu ofițerii irachieni. Sigur că limba de comunicare a fost limba engleză, dar totodată mi era foarte interesant de a cunoaște unele fraze în arabă. Relațiile erau foarte bune, permanent am fost ajutați de ei. Teoria și scenariile de acasă s-au regăsit în realitatea din Irak. Contingentul de militari moldoveni au avut o pregătire adecvată pentru a ține piept acestei provocări, acestei misiuni? Da, noi am avut o pregătire destul de bună pentru a înfrunta toate greutățile care se află în momentul actual în Irak, dar totodată vreau să vă spun că inclusiv părțile teroriste care sunt Al-Qaeda, Jam, zi de zi ceva nou inventează. La 80-90% ceea ce am fost antrenat aici, într-adevăr, ne-a fost de folos, dar acolo permanent se întâmplă ceva nou, niște metode noi de atac a trupelor, forțelor de coaliție și așa mai departe. Se sele într-un teatru de operații, de obicei schimbă orizontul atât interior cât și exterior. Concret, ce se transformă în viața unui om care timp de câteva luni trăiește cu pericolul de după colț? Vă spun sincer, din 3 zile când am început să execut funcția pe care o desineam în Bagdad, văzut că un ofițer irachian a rămas fără ambele picioare, sigur că primele 2-3 zile încă nu înțelegeam treptată trecerea de la o perioadă pașnică la una de război. Mă gândeam la fiecare pas care îl fac și sigur că țineam minte cuvintele mereu cu ochii în patru, spuse de general divizii Coropcean. Înțelegi că singurul însuși răspuns de viață personală, să fii permanent latin, să îndeplinești toate cerințele de precauție, să privești cu 2-3 pași înainte ce se poate întâmpla. Sigur că a fost o transformare bruscă, plecat din Cuvet, unde era foarte liniște, era foarte bine și la 3 zile, la prima victimă care am văzut-o, sigur că direct la 180 de grade mi-am schimbat atitudinea și m-a impus să mă gândesc la fiecare pas care o fac. Care este scenariul unei zile într-un teatru de operație? Condițiile de logistici care sunt la un militar în teatrul de operație sunt foarte bune, la care nu m-am așteptat. Într-adevăr, am fost asigurat cu tot necesar, începând la echipament, terminând cu alimentarea, condițiile de trai și locul însuși de îndeplinire a serviciilor. Deșteptarea la mine era fiecare zi la orele 5, deoarece la orele 6 deja plecam, adică nu lucram în bază, lucram în zona verde, centru
centrul Bagdadului, unde și în stânga și în dreapta locuiesc persoane irachiene, civile, adică noi eram într-o bază pur militară și la orele 6 deja cu 2-3 parteneri care lucram zi de zi, plecam la serviciu și la 6:30 era deja schimbul, persoanele care au fost timp de noapte plecau și noi de la orele 6:30 dimineața până la orele 18:30 tot ce se întâmpla în Irak, schimbul de informații, inclusiv până la nivel de prim-ministru, a făcut serviciu cu colonel de infanterie marină a Statelor Unite ale Americii, Paul Levitin. Cu mine pe unul era un major, un capitan american, un capitan din Danemarca, 4 sergenți americani. A fost o echipă destul de bună, trainică, ne ajutam unul pe altul, sigur că. Și mi-a fost foarte plăcut că au rămas mulțumit de activitatea pe care am executat acolo și vă spun sincer, cu greu am plecat, deoarece eram într-adevăr ca o familie. Există și momente de relaxare când ați citit o carte, să jucați poate și un meci de fotbal? Așa momente. N-am avut posibilitate, în schimb, la mine ziua de serviciu se termina că undeva după orele 21:00 plecam la sala de sport și timp de oră, oră jumătate mă ocupam. În rest, timp liber nu era, inclusiv și sâmbătă și duminică permanentă eram la serviciu. Mai ușor era în timpul zilei de vineri, deoarece vineri la musulmani se socoate o zi de rugăciune și lucram mai jumătate de zi, adică aveam mai mult timp să mă ocup cu ceva personal. Plecam de 2-3 ori la sala de sport. Nu este zi de weekend, inclusiv este zona de operație, n-am avut sărbători. Cum caracterizați activitatea militarilor moldoveni într-un teatru de operație, de exemplu, în Irak? Într-adevăr, mi-a fost foarte plăcut când am finalizat misiunea în Irak. Noi am primit foarte multe cuvinte de mulțumire. De exemplu, în cinstea mea a fost făcută o ceremonie de luare a rămas bun toți ofițerii irakieni. Asta l-am închipuit centrul operațional național. S-a fost undeva în jur la 140 de persoane și nivel de generali, colonii, persoane civile. Ne-am luat rămas bun cu fiecare în parte. La fel la fiecare militar moldovean unde își îndeplinea serviciu a fost un fel de ceremonie unde și-a luat rămas bun și totodată a fost o ceremonie la sfârșit unde a fost în orașul Mosul, la nordul Irakului. Am fost noi toți mulțumiți de cuvintele spuse din partea americanilor și să cred că într-adevăr fiecare militar care a plecat în Irak și a îndeplinit cu cinste datoria sa fiind permanent sub pericol. Ne-am străduit să arătăm calitățile noastre cele mai înalte. Eu sunt ferm convins că s-a reîntors înapoi din Irak, are o experiență destul de bună care poate fi întrebuințată la noi în Armata Națională. În opinia dumneavoastră, care sunt factorii cheie care duc la bună relaționare într-un colectiv multinațional? Eu și să cred că trebuie să fie receptiv, să fie într-adevăr ca o familie, să nu fie dispersat de la colectiv, să execuți cu cinste datoria sa, dacă nu cunoști ceva, între ei ajuți și sigur că să fie sensul umorului. Dacă nu e sensul umorului, este foarte greu în operațiune. Asta a fost a treia mea misiune și încă o dată am înțeles că într-adevăr sensul umorului trebuie să persiste deoarece este o situație de stres permanent și sunt minute când într-adevăr o glumă poate să te ajute să te restabilești mai ușor. Care sunt lecțiile însușite în această misiune? Vă spun sincer, am însușit foarte multe lecții diferite situații în patrulare, în convoi, la escortare și așa mai departe. Pentru dumneavoastră personal, ce înseamnă participare într-o zonă fierbinte a Pământului? Mi-a fost foarte plăcut să-mi dea aportul meu personal în restabilirea noului Irak. Mi-a fost foarte plăcut aprecierea în primul rând de la ofițerii irachieni și populația locală. Am văzut schimbări care se fac în timp foarte scurt și îmi pare foarte bine că perioada care am fost în Irak este o experiență dublă la ceea ce am acumulat eu în Bosnia și în Liberia. Crezi că participarea într-un teatru de operații reprezintă momentul de vârf în cariera militară? Nu aș considera că este momentul de vârf. Este important de a se manifesta și a lucra destul de bine la nivel foarte înalt în Armata Națională și de a obține rezultate bune aici pe loc. Deoarece lucrul zi de zi nu este puțin mai important decât ceea ce se trece acolo. Fiecare armată se ocupă cu ceea ce este destinată. De exemplu, noi îndeplinim foarte multe misiuni aici prin Armata Națională în timp de pace, dar nu mai puțin importante în educarea soldaților care vin în testele militare. Și eu vă spun sincer, ca comandant de batalion, mi-era foarte plăcut când vedeam soldatul când vine primele zile în armată și mi-era tare plăcut când soldatul peste un an de zi cum schimbă pozitiv, pleacă acasă. Eu spun că este un lucru cu mult mai complicat în unele momente. Educarea, pregătirea dumneavoastră ca apărător al patriei, ca bărbat însuși și rezultatul când îl vezi la urmă, când pleacă soldatul. Sigur că este o mulțumire personală care o primești fiecare comandant. Misiunile, în general, seamănă una cu alta sau fiecare reprezintă o nouă provocare profesională? Trei misiuni militare care am fost, Bosnia, Liberia și Irak, nu se aseamănă deloc. Fiecare misiune are ceva specificul ei. La momentul actual, toate operațiunile militare din menținerea păcii nu se aseamănă. Este imposibil. De exemplu, și Africa sunt două țări, unde am fost eu în Liberia și Côte d'Ivoire, ele diferă. Era greu și în Bosnia, dar eu aș spune că e cu mult mai mare pericol era în Irak. Pentru viitor, preconizați să plecați și în altă misiune? Da, eu am dorință de a pleca, de a face
timp de experiență cu persoane din alte țări, este un sentiment care, după ce pleci prima dată în misiune, pleci a doua oară, atunci începi a înțelege cât este de plăcut. Sigur că sunt și momente negative. Am doi copii și foarte rar mă vede și băiatul și fetița, dar sunt militar și dacă este posibilitatea de a pleca undeva într-o misiune, și acceptam.